Marți, o patrulă a Poliției de Frontieră din cadrul sectorului PF Vișeu de Sus a făcut semnalele regulamentare pentru a opri la control în Borșa o autoutilitară încărcată cu material lemnos. Conducătorul auto a ignorat semnalele polițiștilor de frontieră, continuându-și deplasarea în viteză. Polițiștii de frontieră au trecut la urmărirea autoutilitarei, iar la scurt timp aceasta a fost descoperită abandonată. În autovehicul se afla cantitatea de 17 metri cub de material lemnos, pentru care nu exista emis niciun aviz, și lemnele și autoutilitarea au fost confiscate, iar în continuare se fac verificări pentru identificarea celor implicați.